Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Mă numesc Zero Davila, iar astăzi vom începe o serie despre BusyBox. E ceva despre care nu am mai văzut prea multe tutoriale, nici în engleză și nici în română, așa că voi prezenta toate utilitățile conținute și poate voi da câteva exemple. Sunt destul de multe totuși, așa că majoritatea nu vor avea exemple, dar voi explica în ce constau și cum sunt folosite. Și în felul ăsta, după ce terminați de vizionat seria, măcar veți avea o idee despre cum poate fi folosit pentru a ști în ce să vă aprofundați cunoștințele, a ști ce vă interesează. Va fi cea mai lungă serie de până acum, iar apoi va fi urmată de o serie despre Bash Scripting, unde vom folosi ce învățăm în seria asta. BusyBox e un multi-call binary, iar pentru cei care nu știu ce înseamnă asta, practic, e un singur program care se comportă ca mai multe programe separate, și anume comenzile de bază de Linux într-o formă mai minimalistă și lightweight. Folosit ca o alternativă pentru GNU Core Utils, Util Linux, etc. Acum, de ce BusyBox? De ce formele minimalistice ale comenzilor utilitare de Linux când le putem folosi pe cele complete? Păi, în primul rând, e un început foarte bun pentru toți cei care vor să învețe Linux de la zero, dar motivul principal e că BusyBox e foarte lightweight și portabil. A fost optimizat pentru dispozitive cu resurse limitate, cum sunt dispozitivele Android. Putem folosi BusyBox cu un terminal pe Android și în felul ăsta ne transformăm telefonul într-un mini calculator de Linux. Îl mai putem folosi și pe Raspberry Pi și toate sistemele mici care nu au mult RAM, nu au mult spațiu de stocare și nu au multă putere de procesare. BusyBox mai este și extrem de modular, deci putem cu ușurință include sau exclude comenzi noi. Faptul că e extrem de configurabil și că putem include doar componentele de care avem nevoie, înseamnă că putem reduce mărimea binarului, în caz că nu avem disponibil destul spațiu de stocare pentru binarul inițial. Putem rula make config sau make menu config pentru a selecta funcționalitățile de care avem nevoie, apoi rulăm make pentru a compila configurația. După compilare vom folosi make install pentru a instala binarul în directoriu specificat de config prefix, iar pe Linux-ul meu e în /bin/busybox. Dacă vrem să scriem scripturi care folosesc comenzile de BusyBox și nu cele de Core Utils, tot ce trebuie să facem e la shebang, sus, la începutul fișierului, să scriem diez, semn exclamării, /bin/busybox în loc de /bin/bash. Comenzile le vom lua în ordine, iar pentru a fi cât de cât consistent, voi încerca să păstrez câte 8 comenzi pe video. În caz că, dacă vreți informații despre o anumită comandă, să aveți măcar o idee cam în ce episod o veți găsi. Și cu asta am încheiat introducerea și ne vedem în următorul episod, unde vom începe cu primele 8 comenzi. Nu uitați să dați like, să vă abonați, să ne căutați pe Facebook și la www.tutorialevideo.info pentru mai mult conținut în domeniul tehnic. Pe mine, în mod personal, mă puteți găsi la 0davila11@gmail.com. Dacă aveți întrebări sau sugestii, lăsați-le în comentarii sau, din nou, la www.tutorialevideo.info. Mulțumesc pentru vizionare și să aveți o zi bună!